Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce spuneai, Vlad, mai devreme, că s-a mărit ziua? Da, așa ți se pare? N-am observat. S-a și încălzit ziua, din ce am văzut. Băi, ați auzit că s-ar putea să fie chiar și 20 de grade mâine. Miercuri, joi, am înțeles. Pe la jumătatea săptămânii s-ar putea să ajungă la 20 de grade în București. Păi da, și ce rău și în asta? Prin alte părți. Eu mă duc la mici. Grătar? Mâine, da. Păi sunt 18-19 grade. E programată săptămâna trecută, de când am văzut prognoza. Serios? Da. Nu e deloc în regulă. E jumătatea lunii ianuarie. E în regulă, dar cu asta e, dacă așa e... Adică... Am zice că planeta s-a dus pe copcă, dar unde mai găsești un lac înghețat? Așa e. Mie îmi place încălzirea asta globală. Ești nebun, e foarte neregulă. Serios, adică, ok, îmi place iarna, îmi place și zăpada, dar să mă duc eu după ea undeva, știi? Da, să nu vină ea după mine și să toarne rău. Așa e, nici eu nu suport frigul, dar știi care e problema? Măcar dacă am fi, să zicem, că suntem ca la Roma. Gata, mă, nu mai îngheață, temperaturile iarna sunt undeva, 10 grade. Hai de unde și poate ajungem așa, că tot tindem spre asta. Da, problema e, știi, că sunt 20 de grade acum, să zicem. Nu, și 0 grade peste câteva zile. Și peste o lună vine un ger de la de minus 15 grade și distruge tot. Că dacă temperatura o ține tot așa, lăsar alea muguresc copăcei și așa mai departe. Știi? Și dacă nu e zăpadă și vine gerul, agricultura are de a suferi. Tu ești tot pe agricultură, fiu, da. Din ce vă. Foarte preocupat. De la domnul Daia aflu că agricultura merge bine întotdeauna, orice ar fi când e dânsul acolo, dar eu am îngrijorările mele. Pe de altă parte... Când e vorba de domnul Daia, temperatura asta te ajute să mai și te întinzi un pic? Da. Să mai moței un pic. Pe de altă parte, să știți că am investigat, am cercetat. Deci au mai fost 20 de grade în ianuarie în România. În 1939. Da. Unde? Și atunci era stratul de ozon în ordine. Deci, vedeți, nu are chiar așa... E de la ozon. De la ozon e cu alta. Pe 19 ianuarie au fost 20,6 grade la Câmpina. Da, în deci aproape. În 1980, la Miercurea Ciuc, au fost 12 grade în ianuarie. Abia asta e o știre. Deci asta se consideră caniculă la Miercurea Ciuc. În ianuarie, 12 grade a fost rupere, nenorocire. 2001, la Oravița, 22 de grade pe 7 ianuarie. Oho. 2002, 20 de grade la Craiova, 20 la Târgoviște, Târgu Jiu, 20,6. Și deja ne-am obișnuit. Da, și anul ăsta... Science, Hot News, zice anul ăsta cea mai ridicată temperatură înregistrată în țară, 21,3 grade la Pătârlagele, depășind cu 1,3 grade Celsius un record din 1993. La Târgoviște 21,1, la Câmpina 20,8, la Curtea de Argeș 20,6. Deci s-a mai întâmplat pe aici pe acolo așa. Ceea ce, desigur, dă apă la moare celor care spun că nu este nicio încălzire globală, este doar o fază. Așa face planeta noastră. Eu sper, sincer, nu mai am nicio speranță ca acești contestatari ai încălzirii globale să aibă dreptate. Mi-aș dori să aibă dreptate, dar senzația mea e, cum spuneam, că planeta s-a dus pe cop, că îmi pare rău. Că... Mai nasolui, da. Pentru cei care au tot suiul de pasiuni legate de schi, sanie și alte lucruri de genul ăsta. Am văzut că a fost o dita mai știre la sfârșitul săptămânii trecute, că se deschide sezonul de schi din Sinaia. Da. De la Sinaia. Mai nasol e de cei... Mai nasol lucrul ăsta se întâmplă în decembrie, noiembrie, poate uneori, în alți ani. Așa. Mai nasol e de cei care au business în domeniul ăsta. A, nu mai vorbesc de asta. Și nu doar în România, unde cred că e clar de mulți ani că s-a dus. În România... Se sune pe cei de la mare, care au două luni de vară, dacă le au și pe alea. În România am înțeles că e o situație realmente dramatică la munte cu unitățile de cazare. Pentru că oamenii n-au mai mers acolo în vacanța asta obișnuită. Adică după ce s-a terminat cu Revelionul, nu s-a mai dus nimeni la munte, că n-au avut ce să facă, nu s-a schiat. Mai era turism de weekend, tot pentru schi, și ăla până acum a fost mort. Să vedem dacă încolo ce-o fi. Măcar poate organizăm-o până Australiei. Că la ei caniculă nu poate să joace de prea cald. Așa, să joace aici. Să fie temperaturi optime aici. Nu poți să treci așa ușor peste chestia cu micii. Deci tu ai programat de săptămâna trecută văzând că e cald. De la ce temperatură încolo mănânci? Hai că îți faci programări de genul. Iarna de la 15 grade. Nu ești grătaragiu adevărat. Un grătaragiu adevărat nu se teme de condițiile atmosferice. A, nu, dar unele... Se face grătar și pe viscol am fost. Sigur grătar. Că da, da. Nu că... Stai, că a fost și pe viscol acum. Vremea bună te îmbie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.